Hai, bună, sunt Milentina, Milentina Marcu și astăzi vreau să îți vorbesc câteva minute despre cum să obții maximă eficiență chiar dacă lucrezi de acasă. Oare te întrebi de ce alte persoane lucrează atât de mult pe zi și nu sunt obosite, pe când alții poate lucrează doar câteva ore și deja sunt atât de frânți? Este pentru că mintea noastră nu se poate concentra mai mult de 40-50 de minute și atunci, după fiecare acest interval, trebuie să facem o pauză. Cum fac eu? Îmi organizez în fiecare dimineață agenda, ce am de făcut și atunci îmi împart toate task-urile și îmi scriu aproximativ cam cât am nevoie la fiecare task. După care îmi pun timer, când încep să fac un task, o acțiune, îmi pun un timer pentru că există, avem telefoane deștepte, telefoane inteligente și atunci îmi caut și îmi pun timer prin care să pot să-mi monitorizez acel interval în care lucrez. Acum sunt două modalități prin care îmi setez intervalul, poate să fie 50 de minute și 10 minute pauză, adică încep să fac o acțiune, mi-am pus timerul, după 50 de minute îmi sună, 10 minute mi-o pauză ca să-mi relaxez creierul, după care mă apuc de iarăși alte 50 de minute. Sau pot lucra în module de către 25 de minute cu 5 minute pauză. Îmi pun timerul, 25 de minute, 5 minute pauză în care încerc să mă relaxez, merg, îmi iau apă, încerc să mai arunc o privire afară, mai deschid geamul. După 5 minute continui un alt interval de 25 de minute, după care iarăși o pauză. Deci modul acesta mă face ca de fiecare dată, fie prima, fie a doua variantă, depinde de zile și depinde cum le aleg, mă fac să mă simt odihnită, să nu mai simt acea oboseală, pentru că nu-mi dau voie creierului să obosească. Deci, lângă acele pauze, nu fac decât să-i dau un refresh. Așa că puteți lucra mult mai multe ore și mult mai eficienți pentru că suntem mult mai odihniți. Așa că vă urez spor la treabă și așteptați că o să mai vină câteva videouri foarte interesante pe aceeași temă și pe cum să devenim și mai productivi chiar dacă lucrăm de acasă. V-am pupat!